Și efectiv o să dormim în mașină. Să ne înțelegem, noi am venit în Germania fără bilet. Am încercat să ne luăm cazare și nu am reușit pe nicăieri, că am plecat destul de târziu și ne-am hotărât destul de târziu să luăm cazare. Am condus cam o oră jumătate față de Leipzig și efectiv o să dormim în mașină. Ne-am luat perne cu noi, ne-am luat la pumă tot ce trebuie, o să întindem bancheta din spate și vă vom arăta hotelul nostru din această seară. E bună. Cam cât de bună e. Hai că vă arătăm noi ce facem. Da? Ia fiți atenți. Hoț. Mamă, și dacă îmi spui că se scoate și ăsta? Bine, nu știu. Bă, efectiv, ne-am transformat mașina într-un hotel. Într-un mini hotel, ce să zic. Somn ușor sau bună dimineața. Bună dimineața, te iubesc. Hai, vă pup. Ne auzim pe mâine. Rămâneți cu noi, dacă vreți mai mult conținut. Bună ziua! Bună ziua! Către căl? Către căl, nu către căl, către Golden Kicker. Golden Kicker? Golden Kicker. Către aia mergem. Pentru că mergem la Spania, Italia! Fratello! Acum mă uit la vlog. O să zică cineva că... E de ce nu te-ai uitat? Pentru că eu am fost. Noi l-am făcut. Dar da, acum ne-am făcut patul, cum s-ar zice, și plecăm spre Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Până ajung în România, învăț să spun și să-l pronunț. Așa că vă pup. Și acum întrebarea mea este: oare vom găsi bilet la meciul Spania-Italia de mâine? Rămâneți cu noi dacă vreți să aflați acest lucru. Sunt cercetări care arată super clar cu cât un om sau un popor să se... Oh, man. Oh. Bă. Stai să vezi ce e în spate. Bă, mâncavaș. Acolo devine toxic, mai ales într-o lume în care poți să compari interiorul tău cu exteriorul tuturor oamenilor din jurul tău. Trăiești în România? Bună ziua, poftim? Trăiești în România? De ce? Ce faci acolo? Încerc să postez clipul, frate, și să găsesc un titlu pentru ce am făcut aseară. Pentru că aseară am petrecut cu portughezii în Loae. Așa că dacă vreți să vă uitați, dați cu un clip în spate, pentru că astăzi mergem la Spania cu Italia. De fapt, mergem în orașul unde se joacă acest meci, Gelsenkirchen. Hai că o să până plec din Germania învăț, stați liniște. Eu încă am o întrebare pe buzele mele, oare găsim bilet? Asta vom vedea. Dar până atunci facem thumbnail-ul de aseară, unde, dacă mă întrebați pe mine, ne-am simțit foarte bine alături de portughezi și de cehi. Pentru că și cehii foarte, foarte de treabă și cu o chestie, scoțienii. Bă, scoțienii sunt niște oameni, darul lui Dumnezeu, bă, din punctul ăsta de vedere, când vine vorba de amabilitate, de prietenie și așa mai departe. Hai că iarăși să vorbesc mult, ne vedem. Și sunt peste tot. Spune tu asta, eu nu spun. Și sunt peste tot. Unde suntem, Iulian? În Dortmund. Acolo unde zidul galben, și nu al celor de la Dortmund, al României, va tranzita către următorul meci al României. Acolo, în orașul în care numele îi este foarte greu de pronunțat. Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Aha. Gelsenkirchen. Gata. Mamă, au și ăștia KFC aici? Kentucky Fried Chicken, frate? Cred că doar în România există. Se știe că așa se numește Kentucky. Wow, wow, civilizație. Wow. Băi, foarte multe verdeață, uite ce copaci sunt aici. What the fuck? Nice, nice peisajul. Gata, eu nu prea mai ești din țară și de asta mă minunez așa. Vrei să vă arătăm câți kilometri am făcut de când am plecat de acasă? 3252 de kilometri și 60 de ore și 35 de minute. De când am început această aventură europeană. Bocum. Sunt foarte apropiate orașele, deci noi nu stăm în Gelsenkirchen, stăm în Bocum, care e la 13 minute de mers cu mașina de festivalul Euro. Asta e hotelul, vreau foarte frumos, și este prima, efectiv primul hotel unde nu trebuie să plătesc parcarea. Deci e adevărat, am fost și în orașe mai mari, gen, și asta este un orășel din câte văd, nu vreau să mint. Ideea e că am și scris pe Instagram că cine știe vreun tip care tunde, dar în Gelsenkirchen, nu în Bochum. Dar ne vom descurca. Ne ducem la hotel. La seara am dormit în mașină pentru că am fost în tranziție. Mâine este meciul, așa că am ales să stăm la căldurică ca să ne odihnim și mâine să fim cu energiile sus și cu bateriile încărcate pentru a ne bucura cu adevărat de festival. I don't care. Euro aventura. Hello. Ia. Și am ajuns în camera acolo unde am studiat eu pe un 8. Suntem la hotel. Ăsta este view-ul pe care poți să-l arăt. Foarte revigorant, pentru că e foarte multă verdeață în jur. Bucurăm de festival, de meci, dacă facem rost de bilet, că până la urmă asta este. Și după tot mâine seara, după meci, vom pleca direct spre Leipzig înapoi, pentru că acolo este următorul meci, Olanda-Franța. Și să vedem, Doamne ajută să nu mai avem ploaie în Leipzig și să ne bucurăm și noi de fanzone-ul, care oricum nu este foarte mare. Ați văzut și voi foarte bine și nici acolo nu se știe dacă prindem bilete. Oricum tot europeanul este, să ne înțelegem, noi am venit în Germania fără bilete, fără pic de bilete. Deci nu am avut și până la urmă și până la meciul, mint. Singurul meci la care am avut bilet a fost la Germania-Scoția, acolo unde am venit cu Eurobasul, unde a fost acel concurs pe Instagram. Până și la România cu Ucraina nu am avut niciun bilet. Vă pupăm și noi în seara asta poate mergem la Scoția cu Elveția, să vedem pe acel ecran foarte mare, mai este puțin. Am ajuns la Kaufland și chiar vorbeam cu Robică că la hotelul ăsta în Bochum nu plătim parcarea. Am venit la Kaufland să ne luăm și noi ceva de băut, adică apă. Scria o oră jumate gratuit. Prima oră jumătate gratuit și eram, bă, sigur suntem în Germania, gen. Și pe lângă asta scria pe un display de la destul de vechi numărul de matriculare, adică gen, efectiv, trecutul cu viitorul combinat. Willkommen. Willkommen. E foarte mare de bandadă aici, jur. Bă, n-are nicio logică, ești apă, după dai de bere, iar apă, iar bere, iar suc. Aici e apă lungă. No, suntem de 10 ori mai organizați ca aici. Oho,
Zeta. Asta e cea mai bună. Hai să mergem. Gata? Cred că știți, da? După cum vă ce să vă uitați. După mineralele de aici, cu cât e mai mare scorul. Gelsenkirchen. Cum? Gelsenkirchen. Vedem că ușor. Felicitări. Nota 9 pe astăzi, Iulia. Bine. Vedem mâine. Bine, mulțumesc. Da. Nordstern Park, dacă vii în Gelsenkirchen, aici este zona de Festivalul Euro 2024. Haideți că am ratat intrarea prima dată. Pe aici se intră în Nordstern Park. Iertați-mi în continuare, vă spun germana. Nordstern Park sau cum s-o numi. Aici unde este Festivalul Euro. Și cred că aici este parcarea, frate. Iulian, cum mergi către priveriștea aia cu spatele așa? A? Zici că ești vreun filozof? A? Vrei să spun și 2, 3, 4? Un cinematic din ăla. Romant. Vă spun sincer, așa mă bucur că am venit aici. Uitați-vă câte verdeață este în jur. Doar de-abia aștept să ajung să văd și festivalul. Sper să fie cel puțin de nivelul celui din Munich și să mănânc și un hot dog de la bun, că în Munich n-am mâncat. A fost chiar sub nivel. Dar ne prinde bine pentru că este o priveliște foarte frumoasă aici. De aici, nu? Efectiv, ne-am lăsat mașina până la festival, iese de mers printr-un parc, superb! Deci încolo e parcul, ăsta e podul și efectiv poți să stai să vezi meciul și de aici. Lumea se simte bine în spate, ce mai vrei? Berile sunt la locul lor, acolo unde trebuie, ce mai vrei? Cum intrăm din start, vă puteți lua o clătită, dar cum mergem să ne luăm. Și haideți să vedem că sunt chiar curios. Deci am fost în Munich, am fost în Leipzig, acum suntem aici, în Gelsenkirchen. Dacă n-am spus că vlogul ăsta de câte ori, da. Clar că nu e de nici măcar de nivelul celui din Leipzig. Für mich im Übrigen einer der spannendsten Jungstars auch hier bei der EM. Wir haben schon einige gesehen. Păi bine, mă, dar nu se compare nici 1%. Dar oare vor fi două fanzonuri? Nu știu, hai să vezi. Uitați-vă cum ar fi trebuit să arate. Nu mă întrebați dacă e tot cu euro, dar nu cred că e tot cu euro. Bine, și în țara asta e Scoția cu... Elveția. Cu Elveția și poate dacă nu sunt nici foarte mulți oameni. Bine, și târziu, dar ce are mă planul? Festivalul nu e până târziu, adică închis când vrei tu așa. Trebuie să mă și un crâmb ăștia acum, unde mănânc? Mâncam niște cartofi prăjiți, ceva. Sunt a very, very sad mate. Be happy. Be happy. 9:41, adică prima repriză. Scoția cu Elveția. Efectiv, festivalul este închis aproape tot. Și nu mă refer că nu este lume. Nu mai poți să-ți cumperi, frate, mâncare de nicăieri. Poți să-ți cumperi clătite și bere. Ce combinație asta clătite cu bere? Gen, pe bune. Bă, cred că s-ar putea să mă înșel și s-ar putea să fie festivalul Euro și mai încolo. Pentru că văd destul de multă mișcare. Chiar mă gândeam, bă, chiar atât de mic să fie festivalul și chiar atât de... Da, mă, uite. Uite, bucuros sunt. Tare rău, hai să vedem. Să ne înțelegem, să nu vă luați de mine că sunt papuci, pentru că am venit să fac inspecția pentru mâine. Am venit să vedem unde putem să parcăm și cred că acolo vom găsi și mâncare. Cred că vom găsi și mâncare.
Mă gândeam cum aș fi putut să gândesc ce am gândit mai devreme, că doar ăla e festivalul. Stați așa, stați ușor. Hai. Can I pay with card? It's okay? Yes, yeah, perfect. That's perfect, mate. Nu știu dacă există portion în engleză, dar eu am zis portion. Că na, așa mi-a venit. Mâncăm, că sunt lihnit, îmi vine să mănânc lemnul ăsta de aici. Și engleza ai mâncat-o. Și engleza am mâncat, tot. Și mi-a venit să ne uităm la meci, bem și o bere și ne ducem spre casă ca să ne pregătim pentru mine. Că avem câteva ore de stat în pat, că după Leipzig, cred că iar dormim o mașină, nu știu ce am impresia, chiar o să fim într-o tranziție. 13 euro și să luăm calcul că dacă îmi dă de-aia de la cartofi, avem și garanție la aia. Adică 10 euro sau... Da, depinde cum ne-o dă. Da. Dacă ne-o dă în carton, nu e. Uite. Ia. Fiți atenți. Mamă, ce tare. Și pe asta cred că trebuie să o luăm cu noi. Asta e stadionul, aici unde a jucat și Steaua în 2013. Aici e fan zone, public view. Aha, ok. Ah, deci ne-am fost la public viewing. Ok, aici. Ok, da. Yes, ketchup and mayo. Yeah. Da, să ne luăm astea, ne mai aștept să mai. The final jump. Cum arată și cum arată ăla? Asta arată mai bine. Din Munich. Cum arată ăla din Munich și cum arată ăsta? Acum să și gustăm. Asta mi se pare că arată mai bine. Thank you. Danke. You're welcome. Ia? Yeah? Bă, nu se compară. Deci nu se compară 1% cu ce am mâncat în Munich. În primul rând, pâinea este foarte fragedă și cârnatul e foarte bun. Ne-a și spus că gen e cârnat german. Acum, Robita, zine și tu. Luăm o guriță mică. Ha. Merge? Mm-hmm. Hai, poftă bună. Poftă bună. Hai că până mănâncă Robica, vă arăt și ce o să facem mâine. Da? Acolo. Acolo. Acolo avem Robokeeper, Shoot Wall. Chiar avem ce să facem. Chiar mă speriasem că e dezamăgitor aici, dar că nu este. Chiar avem de făcut. Ana. Avem și fotbal. Vă rog frumos să priviți așa ceva. Priviți, vă rog frumos, mărețe umbre, cum o să ne jucăm mâine. Așa că stați cu noi pe parcursul acestui videoclip pentru că aveți ce să vedeți. Hai să mai gustăm ceva. Hai să mâncăm o porție de fish and chips. Am tot mâncat pui, am tot mâncat vită, am tot mâncat de toate. Acum hai să mâncăm și englezește. Can you give me please one fish and chips? One fish and chips? Yes. You? Yeah, we can. E special și autobuzul, se vede, nu? E și foarte vechi. London Transport. Ia uite-l. Meniul complet, nu? Meniul complet. Hai, Doamne, ajută poftă bună și să avem poftă la bere. Ia. Hai să vedem și cum e peștele. Arată bine. Da, e bun, se poate și mai bun. Da. Am zis să încercăm până la urmă. Das gibt's ja nicht. E bine, Scoția a avut o ocazie. Vă dați seama că ținem cu Scoția, nu? It is good, my friend. Gata, suntem în ziua meciului Spania-Italia, în Gelsenkirchen. Vreau să mergem să ne tundem. Am dat un mesaj pe Instagram, mi s-a răspuns, așa că îi mulțumesc tipului care mi-a dat sfatul. Mergem în oraș să vedem dacă al nostru compatriot este la muncă. Mergem să ne dăm și noi un retuș la față, pentru că trebuie să arătăm bine pe cameră sau pe telefon, depinde la ce vă uitați, sau pe televizor, sau pe tabletă, sau pe ceas. Aici este Schalke,
Am undeva pampa aici, suntem noi puțin mai în jos, așa. Stadionul Schalke aici, unde se va juca Spania-Italia. Aici este fan zone-ul, acolo unde am mers noi ieri. Aici am fost, de fapt, la Public View și după la fan zone. Și fan meeting point city. E cam tot orașul este pregătit pentru Euro. Revenim cu detalii. Ia să vedem dacă locația pe care am primit-o și noi pe Instagram este bună și dacă ne vom tunde și ne vom face fresh. Pentru că și tu te simți altfel când te tunzi. Adevărat, nu? Spuneți-vă în comentarii de noi așa. Dar până atunci, haideți să-l găsim pe al nostru compatriot român. E deschis, frate. Cum are ce român în loc de parcare la? La botul calului, frate. La botul calului. Acum, Ana. Și ia uite-te acolo, totul la 1 euro. După mergem să ne ieșit, îți vedem ce putem să luăm. Am intrat înăuntru, la recomandarea pe care am primit-o. Am dat-o de un prieten turc, care a spus că ne va suna românașul, pentru că l-am întrebat, where are you from? Și am zis, Romania. Oh, I have a friend in Romania, here. Eram ok, sună-l, te rog eu frumos, și l-a sunat pentru mine și să vedem când vine. Este o oră parcarea gratuită. Avem și mâncare, dacă vreți să mâncăm. Și avem și un Euroboard. Hai să dăm noșul cu cafea, nu dar cu bere. Nu știu. Am fost primiți foarte bine, foarte călduros. Mi s-a dat parola de la Wi-Fi, mi s-a dat cafea. Cum să nu vrei să vii să te tunzi aici, în Gelsenkirchen. Da, că nu vreau mă trezesc să mai fac un pas de tot. Suntem aici cu domnul Jean, care ne va face foarte fresh. Așa că dacă sunteți în oraș... Pentru România, nu? Pentru România, da, neapărat. Adică trebuie să venim la frații noștri. Chiar mă gândeam. Ți-ar sta bine. Mi-ar sta bine, nu? Aha. La mine, mică dacă mă fac albastru în cap, care rămân fără păr. Da? Da. Mai vrei pierdut ceva? Nu, e perfect. E bună. Plecăm fresh, v-am zis. Ia ziceți-mă, cum sunt, îți place? A? Altă treabă, da? Tare rău. Hai, Robică. Deci să ne înțelegem că mi-am încărcat și clipul. Am primit cafea, am vrut să o plătesc din partea casei, am vrut să-mi încarc clipul, efectiv am reușit, aseară la hotel nici 20% n-am reușit să-l încarc. Robică s-a pus și el pe scaun, ne facem fresh și plecăm după în următoarea aventură, aia în care trebuie să găsim bilete. Mergem mâine în Leipzig, de fapt. Cum e creierul? Nu se bucură că am primit bilete. Sunt trist că s-a accidentat Mbappé când sunt atâtea staruri în echipa Franței. Așteptăm să primim biletul, că din păcate ne-a fost pus greșit. Și mie să nu fi primit altcineva. Hai să vedem să mâncăm. Thank you. Thank you. Vreau să mâncăm afară? Mhm. Hai să degustăm. Să degustăm și să plecăm. Deci să ne înțelegem. Că deja suntem tovarăși, suntem prieteni. Jean care ne-a tuns până acum. Am întrebat, zine și nouă un loc unde să mâncăm, că, credeți-mă, calitatea unor fast food restaurante aici lasă de dorit, chiar dacă prețurile sunt ridicate. Și ne-a zis, hai că ți-arăt eu, vino încoace. Încă ne-a arătat, a venit cu noi și a spus ăstuia, de la care am cumpărat, că suntem din familia lui și să ne dea bun. Oricum cred că ne-a dea bun, dar zic așa, gen de gest. Și după s-a întors să ne mai zică, cât mai stați pe aici? Că atâta. Păi dacă n-aveți unde să dormiți, nu mai dați banii pe restaurant, pe hotel, dormiți la mine. Bă, ca să vedeți cum sunt românii când se întâlnesc cu alți români în altă țară. Acum hai să și gustăm. Pâinea e caldă, ceea ce e foarte bine. Ia să vedem, arată bine, dar... Pâinea crocantă, așa. E bună, rău. Girobică, că ți s-a ridicat părul în cap la ce bine ai mâncat. Ce
Senzațional. Peste medie. Și doar 5 euro. Adică... Da. Altfel te simți după ce mănânci. Acum știi ce vreau să fac, nu? Să mă duc să-mi iau niște alune, ceva, ca să țină de foame, pentru că am mâncat acea pâine și cu siguranță corpul meu va procesa mâncarea foarte repede și după ce îmi va trece, după ce se va digera foarte bine mâncarea, iar îmi va veni senzația de foame. De ce? Pentru că trebuie să mănânci după și ceva alune sau așa am învățat de la sală. Am văzut că merge, că de obicei după ce mâncam ovăzul și eu de obicei ovăzul nu-l mâncam cu alune. Bă, după ce mâncam ovăz, bă, mă lovea la un moment dat din glicemia că scădea sub medie, de mi se făcea foame și nu înțelegeam. E fix aceea senzație când mănânci mec. Haideți să mergem. Outfit check. Suntem în ziua meciului Spania-Italia. Ne întoarcem la fan zone, la Eurofestivalul din Gelsenkirchen, acolo unde aseară a jucat Scoția cu Elveția. Nu aici a jucat, mă refergem pe stadion. Și sper să fie deschis pentru că a plouat. A plouat în continuu. Dă să-i facem un outfit check și cu lui Robică. Te rog frumos, cum ți se pare? E bun? Scrieți voi în comentarii. Scrieți voi în comentarii care outfit vi se place, vi se place. Așa că stați cu ochii pe noi, pentru că în fiecare zi vom încerca să intrăm la cât un meci. Iar sunt curios acum, când este 4 după amiaza sau 3 sau nu știu cât este ceasul. Ideea este că nu mai este seară, dacă este ceva deschis. Greu de crezut, luând în calcul că a plouat. Uitați-vă pe cei pe jos, mai ales că se ieși în parc și e tot ud. Dacă nu, trecem mai departe și mergem, oricum mergem și acolo. Dar vreau să văd și aici câtă lume este, dacă este mai multă lume ca seară. The stand is not allowed. This here inside is not allowed because other people can use it as a weapon. Tor a doi, tot noi am fost să lăsăm stativul pentru trepiedul, de fapt. Că ieri ne-a lăsat, astăzi este armă. Că părerea mea, cât de răi ar fi oamenii aici sau cât de puși pe ceartă sau să abuzeze de putere, voi vă rog eu din toată inima și asta când vă spun vouă, mi-o spun și mie și o spun și lui Robică, să mergeți mai departe, să nu-i băgați în seamă, pentru că voi aveți de pierdut, nu ei, pentru că ei au puterea. Ei au puterea în mână și dacă tu faci ceva mai potent, agresiv, cine știe, te trezești că te dă afară sau nu te mai primește la meci sau prin sau prin festival. O să vedem câtă lume este și ne pregătim de meciul Anglia-Danemarca. O să stai pe minge? O să vii să joci fotbal, o să mergem la Robofutbol acolo, când de curând îți vreți să șutăm o minge. Sunt curios dacă știi ceva sau doar nimerești așa să-ți arăți măestria. Scăriță! Oare reușim și noi? Haide să vedem! N-am mâncat, se vede că n-am mâncat azi. Prima a fost cu emoții. M-am emoționat, ia. Hai Robică, să te vedem. Hai Robică, că tu poți. Ia ta, mă. Nu e.
Mergem și la cealaltă, da? Zile. Dacă mai dai de vreo 5-6 ori, nimere și o dată. Bă, uitați-vă, vă rog frumos, bă. Eu în continuare, când vă spun că scoțienii sunt cei mai petrecăreți oameni și cei mai de treabă oameni. Ia să vedem, reușim și noi, că în cealaltă parte n-am reușit. Bă, ți se mai e picioarele, mă, când ajungi acolo și vrei să dai, ți se mai e picioarele, efectiv. Că de obicei, dacă erai așa, te simțeai bine și erai afară cu tovarăși, reușeai. Trebuie să mai din spate, așa, calculăm, facem matematică. Nu? Ușor. Ușor am luat. Hai, Iulie. Hai că putem. Haide. Ce să facem? Hai, Robic, la următorul. Dă-i. Tu, Robic. Merge mai bine. Ultima e a ta, Robica. Pleci cu trofeul acasă. Nu e a ta. Hai. Băga. Hai. Thank you. Ne-am pus noi la coadă unde nu este mai mare. Uite-mă că a nimerit-o. Tu mai aveam în gând să iau gărgărița acasă în România. Hai, mă, să vedem, trebuie să facem ceva. Like how and you look on the camera? Thank you. Ce e asta, mă? Bine, că nu i-am pus. Ce e asta, mă? Poza, mă. Hai, gata, mă. Hai, să mergem. Când hanți, când am? Danke. One, yes. Asta e de frigider, nu e de nimic. Aia e poza de aia normală. Bă, nici n-aveai loc, frate. Nici n-aveai loc să faci poza acolo. Uitați-vă puțin. Avem față în față, în momentul de față, cele două echipe care au jucat în semifinala de la Euro 2020, Anglia și Danemarca, acolo unde știm foarte bine că toată lumea a țipat că Anglia a fost ajutată de arbitri. Astăzi îi avem în față, în faza grupelor, în etapa a doua. Acolo unde sunt foarte mulți englezi, nu prea am văzut danezi, dacă mă întrebi. N-ai văzut, nu? N-am văzut aproape deloc danezi. Avem de ce să ne bucurăm la această zi. Avem două meciuri. În seara Spania-Italia care se joacă aici, în acest oraș, și Anglia cu Danemarca care joacă la această oră, iar noi vom fi printre ei. Foden nu prea este în meci, driblează frumos, dar pe aia de obicei o băga. O băga la vin. Eu mai știu germană. Iulian, să ne zici aici comentatorul. Da, păi trebuie. Nu? Ia. Acum vrei? Ia. Acum? Te sun eu.
Ce să zic? Am, ia 1-0. Era de așteptat, vă sunt aici spate. Era de așteptat, Kane marchează. Și start perfect de partide. Se pare că Anglia cu siguranță se va califica în fazele eliminatorii. Italieni, spanioli, pentru că sunt două meciuri foarte tare astăzi. Doar primiți. Marchează Anglia. Kane. Zero big. Viața mea! Ce gol marchează Danemarca! De nicăieri! Ha? De nicăieri! Wow! Wow! Danemarca face 1-1 cu un Eurogol efectiv, Eurogol. Ce campionat avem? Kasper Jürgens und seine Dänen reichen aus. Adevărat. Ăștia l-au văzut pe Stanciu și au zis și ei să încerce de acum încolo. Pe Stanciu și Răzvan Marin. Părerea mea că Spania e favorită. Vedem în această seară dacă ar fi să aleg un favorit, aleg Spania. Mai ales când am ajuns în Gerdan Kivan și mai ales în zona asta de fan zone, aveam tricoul cu Real Madrid și azi, bă, îl schimb și mă îmbrac în Germania ca să fim de-ai casei, să nu se uite italienii urât la mine. Român,
îmbrăcat cu tricoul Germaniei, simplu Spania. William, e pe viteză, ce Mihăilău, e Mihăilău 2, efectiv. Sunt curios acum, în a doua etapă, cine este cel mai rapid jucător. Atmosferă. Caut și eu booking, o cazare, ceva. Și nu știam că am intrat pe Instagram. Asta e camera de hotel, camera de hotel, de motel. Efectiv, suntem ca în filme. Dormim în seara asta aici și mâine plecăm spre Leipzig înapoi, acolo unde joacă Olanda cu Franța și vom încerca să intrăm la meci. Este o foarte mare provocare. Să vedem dacă reușim așa ceva.